Pentru că ați face datoria față de neam și țară înseamnă să fii atent și la aproapele, studenții Academiei de Poliție din Capitală au răspuns prezent și astăzi la o nouă ediție a campaniei umanitare Donează sânge, salvează o viață a 43-a. Ieri și astăzi au donat sânge peste 200 de persoane. Zilele acestea, precum și în 21 și 22 noiembrie, la sediul Academiei de Poliție Alexandru Iancuza din București, se desfășoară o nouă ediție a campaniei Donează sânge, salvează o viață a Patriarhiei Române. În primele zile au participat peste 200 de persoane, iar până la finalul acestei ediții vor dona aproximativ 500 de studenți și cadre ale Academiei de Poliție. M-a motivat faptul că știu importanța acestei acțiuni, care de altfel se organizează la noi la Academia de Poliție în fiecare an. Știm cam câte persoane au nevoie de o astfel de acțiune pentru a fi salvate. Sunt anul 3 aici la Academia de Poliție și, într-adevăr, am mai fost. Cred că e un gest onest făcut de fiecare persoană care se află aici. Este și, cred eu, o organizare aparte aici la noi la Academia de Poliție vis-a-vis de acest subiect, vis-a-vis de această acțiune. Și tocmai de aia ne organizăm atât de mulți și venim în urmă cât mai mare. Fac parte și din Asociația Studenților Academiei de Poliție și eu împreună cu colegii mei încercăm să informăm cât mai mulți studenții să participe în mod activ atât la organizare cât și să doneze, pentru că contribuim la binele comunității, salvăm o viață, după cum este și sloganul centrului medical. Avem aceeași misiune, să salvăm o viață, să ajutăm oamenii și cred că Patriarhia Română cunoaște foarte bine atât de multe cazuri cu oameni care au nevoie. Donez încă din anul 1, eu sunt în anul 3, ultimul an. Mereu am răspuns cu prezent la campaniile de donat. Campania Patriarhiei Române, Donează sânge, salvează o viață, a împlinit 10 ani de activitate. Pe tot parcursul acestui an, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale și partenerii cu tradiție au organizat ample acțiuni de donare. Această ediție cu numărul 43 este organizată ca de obicei de către voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. Ei asigură o bună funcționare atât din punct de vedere logistic cât și din punct de vedere material, prin aprovizionarea cu ceai, cafea și produse alimentare atât de necesare înainte de actul de donare, cât și după actul de donare. Din anul 2013 și până în prezent s-au derulat 43 de ediții al acestei campanii. S-a reușit în cadrul acestor campanii să se colecteze aproximativ 24.000 de litri de sânge de la 50.000 de donatori fideli. Numai în anul 2013 s-au colectat aproximativ 1.700 de litri de sânge. Având în vedere aceste cifre numerate mai sus, Patriarhia Română rămâne instituția cu contribuția cea mai importantă în creșterea gradului de conștientizare și creșterea numărului de donatori de sânge din România. Această campanie împlinește în anul 2023 10 ani de activitate, deci ne aflăm într-un an aniversar. Și aș îndrăzni să spun că toți cei implicați în această campanie, începând cu donatorii, voluntarii care organizează această campanie și toți cei implicați în organizarea și bunul mers a acestei campanii, nu sunt altceva decât mâinile prin care Domnul Iisus Hristos își revarsă iubirea milostivă asupra semenilor, în special a celor care se află pe patul de spital în suferință și care așteaptă picătura de sânge salvatoare. Printre partenerii care au fost alături de organizatori încă de la prima ediție, se numără și Academia de Poliție Alexandru Iancuza din București. Academia de Poliție, ca de fiecare dată, răspunde prezent la campania organizată de Patriarhia Română, în colaborare cu Centrul de Transfuzie al MAPN-ului. Intrăm în cel de-al 10-lea an de colaborare. Până în prezent, scopul acestei campanii umanitare este de conștientizare a necesității donării de sânge și de completarea stocului de sânge local, atât aici în București cât și în țară. Studenții Academiei de Poliție au răspuns ca de fiecare dată prezent și vin în număr din ce în ce mai mare. Până în prezent au donat 200 de studenți, iar în cadrul acestei campanii din această săptămână s-au înscris 650 de studenți. Academia de Poliție organizează această campanie de două ori pe an sau de câte ori este nevoie. Răspundem ca de fiecare dată la cerințele partenerilor noștri. Activitatea a beneficiat și de sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, colonel profesor dr. Nicolae Nestorescu, aflat în subordinea Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale. Aici, la Academia de Poliție, întotdeauna ne-am bazat pe ajutorul lor. Sunt printre donatorii noștri fideli, printre donatorii noștri care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, care știu că este nevoie permanentă de sânge. Mai mult decât atât au înțeles nevoia de a repeta acest gest. Oamenii în România, în ultimii ani, am văzut că, mai ales tinerii, că vor să doneze sânge.
Ei vor să-și ajute aproapele. Din păcate, zilele aglomerate pe care le trăim, orarul plin pe care îl avem, îi face pe acești donatori care vor să ajute să nu poată să ajungă la centrul de transfuzie. De aceea, iată, noi, de la Centrul de Transfuzie al Ministerului Apărării Naționale, aflat în subordinea Direcției Medicale, împreună și cu celelalte centre civile cu care colaborăm foarte bine, venim în întâmpinarea lor prin aceste colecte mobile. Și astfel am fost surprinși să vedem că, de fapt, contrar statisticilor, românii vor să ajute, românii vor să doneze, dar trebuie să venim în întâmpinarea lor. Acțiunile de recoltare vor continua și săptămâna viitoare la Academia de Poliție. Campaniile se desfășoară periodic în București și județul Prahova, dar au fost organizate acțiuni de donare și în alte județe ale țării, precum și în Italia, Spania și Franța.